inima. Vezi de suflet. Am tot spus că talentul se șlefuiește prin muncă și exercițiu. Dar Ana n-a avut nici măcar profesori. Cântă precum respiră. La început a fost talentul. Din praf de stele s-a întrupat acum un fenomen. Iar efectul lui magic a ajuns la voi toți. În astfel de momente, cea mai potrivită persoană de la masă să vorbească despre momentul pe care noi tocmai l-am urmărit, este, bineînțeles, Bobonete. Este un moment unic la România au talent. Atâta emoție într-un moment n-am mai simțit. Am simțit ce se întâmpla în spatele meu. Am văzut și aici la masă și mi-a plăcut enorm. Ești foarte talentată și dacă asta ai vrut, să pui o cărămidă la ceea ce îți dorești tu să faci, crede-mă că ai pus mai mult de o cărămidă, cred că ai ridicat primul etaj deja la România au talent, pentru că în seara asta te-a văzut o țară întreagă. Și eu sunt foarte bucuros. Mai, deci atât de mult mi-am dorit să vă placă, nu aveți abar că m-a rugat să vă placă, să fie frumos, să vă place. Nu-ți face probleme de genul ăsta, ne-a plăcut foarte mult și îți urez mult succes. O să mai rog pe Andra să mai aștepte puțin și să vedem ce vrea să spună. Oricum nu poți Andy. Păi tocmai dai. Ana, vreau să te asigur că ne-a plăcut atât de mult pentru că tu ai fost foarte bună. Și pentru că n-ai surprins, că pare că ai venit de nicăieri așa. Și ne-ai năucit. Și eu pot să spun un singur lucru. Eu am început momentul tău stând așa pe spate, pe zemat de spătarul fotoliului, și când ai început să cânti, am simțit nevoia să mă ridic, să mă apropii cumva. Și în timp ce mă apropiam, am auzit-o pe Andra, m-am uitat. De multe ori când se cântă, mă întorc către Andra să văd așa cam ea ce simte. Și s-a întors la mine și mi-a zis, băi, ăsta e talent. După care n-am mai putut să spună nimic. Sigur că asta am simțit și eu din prima. Și chiar dacă aș putea să vorbesc mult și n-are niciun rost, pentru că după părerea mea lucrurile sunt atât de limpezi în ce te privește, încât n-are rost să mai spun eu nimic. Uneori comentariile noastre sunt deprisos, că nu mai au rostul. E deja înțeles toată lumea de acasă, deja a văzut toată lumea și deja a auzit toată lumea același lucru. Aș vrea să o rog pe Andra să facă un mic efort. Hai că zic. Și să preia, pentru că eu simt că la ea e cea mai mare încărcătură. Ce mi-ai făcut tu mie? Ana, ce mi-ai făcut tu mie? M-ai făcut foarte fericită, pentru că mi-ai demonstrat încă o dată că întâlnesc oameni talentați. Îmi cer scuze. Și întâlnesc oameni înzestrați cu har de la Dumnezeu, care au mai mult decât talent. Nu mă pot abține, nu știu ce. Asta mi-a dat interpretarea ta. Este un dar de la Dumnezeu ce ai primit și ai mare, mare grijă de el. Iar atunci când muzica pentru mine e dincolo de orice cuvânt, următorul meu pas este să mă ridic, să mă înclin și să apăs acest buton. Mm-hmm.
m-a emoționat cel mai tare în 14 sezoane. Adică am trăit tot felul de stări, dar Ana mi-a adus o emoție pe care nici nu știam că o am în suflet. Adică m-a pornit un plâns de la interpretarea ei, de nu mă puteam abține. Tremura sufletul în mine de cât de mult mi-a plăcut interpretarea ei. Deci nu știu, s-a adus în toate colțurile inimii cea mai puternică emoție pe care eu am simțit-o la România în talent. Doamne, nu știi ce ai făcut cu sufletul meu. Asta e talent. A fost tare frumos să întâlnesc un om ca Ana, care cred că nici nu știa că este atât de talentată. E foarte modestă, e un copil cu minte, cu bun simț. Ador oamenii ăștia care nu știu cât sunt de talentați și e tare frumos. Mulțumesc mult de tot. Nu știi ce ai făcut cu sufletul meu. Ne vedem cu Ana în semifinală! Bravo, Ana! Felicitări! M-ai făcut tare fericită. Mulțumesc mult de tot! Să rămână în suflet. Vă mulțumesc și vă iubesc din toată inima și cu acest gând, să știți că am venit. Am vrut din toată inima mea să vă placă și să vă fac fericit și toată viața mea îmi doresc să fac oamenii fericiți. Un talent ascuns într-o biserică s-a dăruit lumii. Satisfacție copleșitoare pentru Ana, dar și pentru toți cei care au fost martori la apariția unui mare fenomen. Abia din acest moment începe călătoria Anei în viață. A venit timpul să culeagă roadele. Cine știe, poate că vocea ei de cristal va câștiga Românii au talent. Mulțumim, Ana! Și o să-mi iau și puțin Ana cu mine acasă să-l ia, 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 felicitări, Ana! Amintire pentru totdeauna! Mulțumesc! Vă iubesc! Superb! A, ce frumos a cântat, frate! Fantastic, nu mai am cuvinte, deci bravo. Mulțumesc din toată inima, mulțumesc bravo. Enorm, mulțumesc! Bravo, felicitări. Ești foarte, foarte bună, bravo! Pot să zic că astăzi mi s-a îndeplinit o mare dorință. Ce mare dorință și de-abia aștept să merg în viață. Deci mulțumim acum, cum să vă spun, acum de-abia aștept să merg în viață. Pur și simplu. Să... Ce frumos! Parcă acum mi se deschide viața, nu știu, cu aceste... E foarte bine că simți așa și să fie totul bine și sper să ai toate drumurile deschise pentru tine și să mergi pe ele. Îmi cer scuze, dar nu m-am putut să mă să nu se mai întâmple. Mi s-a întâmplat rar chestia asta. Serios, s-a auzit foarte pe frumos, cineva. Foarte frumos și foarte tare de mult momentul. Deci acum aș plânge în ohăt. E foarte greu de explicat telespectatorului. Sunt anumite cotloane, anumite locuri în care dacă apeși, declanșezi niște lucruri. Asta s-a întâmplat cu Ana Nuța. Ana Nuța a declanșat în Andra o emoție atât de profundă încât noi n-avem de unde să știm ce s-a întâmplat. Dar de ce nu rar întâlnești oameni de ăștia, știi, la care să... Dar plângi, mă, dacă asta simți. Plângi și în hohot, ce mare lucru. A stârnit ceva în tine, Doamne, acolo. Ne-am simțit din prima. Au zis piesa asta de un milion de ori. Dar niciodată n-a fost așa, cu atâta ardoare, așa, cu atâta pasiune cântată. Băi, stai de sus. Așa e. Serios, n-are cum. Care e explicația, știi? Da, că-s mulți da, care cântă, ceva, da? Așa puțin dau totul, așa, știi? Și atât de sinceră și de... A fost ceva mai puternic de interpretare. Cum să zic, nimic fake, nimic artificial la ea, știi? Așa e. Doamne, deci m-a... Te-a topit. M-a topit. Acum... Da.